Reviță petrecem cu românii Ziua României, ziua națională a României. E drept că e un pic mai devreme decât 1 decembrie, ziua reală, dar ne bucurăm și de sâmbătă seara, 28 noiembrie, pentru Ziua României. Observ că purtați portul tradițional românesc. Este un lucru pe care îl faceți des, de obicei, sau doar la evenimente importante? Să știți că anul ăsta am îmbrăcat IA chiar și la servici de câteva ori, pentru că este foarte confortabilă și foarte simplu de purtat. De altfel, costumul nu este integral și nu este foarte autentic IA, da, dar restul nu, restul e modern. Este un eveniment special, este un eveniment legat de România și atunci e firesc și normal să porți măcar o IE, dacă nu un costum integral. Un gând pentru cei din România? Să-i țină Dumnezeu sănătoși și în pace. Normal, am venit pentru Ziua României, sărbătorim Ziua României, sărbătorim meciul Lucian Bute, o victorie nouă, iar un renume în lumea mondială. Ne recunoaștem și noi între națiuni și bineînțeles că e un moment de întâlnire între toți românii din Montreal. Eu sunt român din Hamilton și tot din România. Cu ce gânduri ați venit în această seară aici? Gânduri numai de bine pentru neamul meu. Eu spun neamul meu, nu spun poporul român, pentru că simt cum vibrează tot neamul și atmosfera de aici este nemaipomenită. Este pentru prima dată că vin la o asemenea manifestare și nu ne pare rău. O seară plăcută, alături de familie și de mulți prieteni români, deci un moment de întâlnire și sper o lecție de viață pentru toată comunitatea română, că se poate să fim uniți, se poate să fim împreună și se poate să ne distrăm și să fie frumos. E o bucurie și am răspuns cu mare plăcere invitației. Nu cred că am mai avut ocazia aici în Canada să particip la o sărbătoare a Zilei Naționale împreună cu atât de mulți români. Și nu doar români, dar și oficiali din Quebec, care ne sunt alături. Mulțumim și vă dorim o sărbătoare cât mai fericită. Vă mulțumesc la fel, la mulți ani, la mulți ani români, la mulți ani România. Et lorsqu'on m'a invité à venir célébrer cet anniversaire, j'ai dit bien sûr, ça va me faire plaisir de témoigner simplement en étant présent de la grande vitalité de la communauté roumaine. Et dans ma circonscription de Rosemont, on a aussi une bonne communauté roumaine, donc ça fait partie de mon électorat, des citoyens que je sers chaque jour à l'Assemblée nationale. Les Roumains sont des frères. Notre langue est presque commune. Nos voisins roumains sont un modèle d'intégration. Laval est une ville multiethnique et donc c'est très important. La composition de la ville, les multiethniques qui existent ici à Laval, donc c'est important. On est sent très honoré que vous avez accepté d'être avec nous ce soir. Je vais vous dire que c'est un plaisir et un honneur pour nous d'être ici ce soir. Just to tell you that I'm very pleased to be here and I would like to come every year and to tell you that you are nice, very smart and very involved in the community. My best friend, my first friend that I met when I first came to Canada was from Romanian origin and I hope to meet her today. Her name is Diane. And that's it. I'm very pleased to be here and I would like to congratulate the ambassador, Mrs. Maria Ligor, for her invitation and I wish you a great time. We're about 1,000 in my riding of Romanians and more than 40,000 in Quebec, so you're really part of our history, you're really part of our culture and it's a great pleasure for me today to celebrate your culture with you. So thank you very much and have a good evening. It's an honor and privilege to be with you for the National Day of Romani. I'm proud to tell you that your respected and esteemed community is nicely integrated within the Canadian society in all fields, medical, business, any kind of professional activity.
happy to be here this evening for the great event, La Fête Nationale de la Roumanie, with so many Romanians. As you're going to see in the hall, we rejoice, as everyone should, and on behalf of my wife and myself, on behalf of our community in Quebec, I would say, because I am the Dean of the Deanery of Quebec and Ontario. I wish all Romanians a happy and prosperous feast, and thank you, and saying, să ne trăiască România, and vive le Canada. Această comunitate este mare, frumoasă, plăcută, deșteaptă și de valoare. Și vrem ca acest eveniment să fie un început pentru o serie de evenimente sau pentru o istorie de evenimente pe care o putem crea și va trebui să o creăm. Fiindcă noi românii suntem tari, noi românii suntem buni și avem foarte multe calități. Și vă urez la toată lumea să fiți sănătoși și să vă dea Dumnezeu la fiecare după inimă. Trăiască România, trăiască România și trăiască România! I would like to say that I feel very privileged today to have all the special guests, and everything we did with a lot of pleasure. We were supposed to do a summer festival outside, on our outside land, and we said, we would like to have the Romanians over and sing and be together and cook together and taste the wine together. But guess what? We had this very nice Romanians that they came towards us and they said, summer is too long. Let's do something now. And we did it. You have 700 people waiting for you downstairs with Romanian food. And we are very pleased to have you today. We feel very privileged that we have this special moment with you. And I would like you to enjoy the night. Thank you very much for coming, all of us, Thank you. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori, viață în vecie, glorie, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc. Ia priviți băieți la mine, hop, șa-șa, cât de bine traim bine, hop, șa-șa. Merg pe drum și n-am pereche, hop, șa-șa, cu garoafă la ureche, hop, șa-șa. Sunt o româncuță cu obraj de floare, sunt o româncuță frumușică zău, sunt o româncuță ruptă ca din soare, sunt o româncuță și vă gând mereu. Asta trebuie de mult, e copilul meu plăcut, e copilul meu că mi-a plăcut. Hai să facem roată, roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Asta se vale de mult, e copilul meu plăcut, e copilul meu cum mi-a plăcut. Hai să facem roată, roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Sărbătoare și răsună muzica, e voie bună la toți alte inima. Spui că sunt un visător,
Hop-sha-sha-sha-sha. Vă spun sincer că fiecare întâlnire cu fiecare dintre dumneavoastră pentru mine este de neprețuit, pentru că sunt lecții de viață, lecții de cum putem să trecem peste dificultăți și să contribuim acolo unde trăim. La societatea canadiană, în cazul dumneavoastră, și contribuția dumneavoastră este, așa cum ați auzit și în această seară, recunoscută și respectată. În sfârșit, vreau să vă spun că aici, în Canada, nu există doar un ambasador. Sunt câteva sute de mii de ambasadori ai României. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți un ambasador al României, acolo unde trăiți, acolo unde locuiți, printre vecinii dumneavoastră, acolo unde munciți, printre colegii dumneavoastră, acolo unde învățați, printre colegii de școală. Și îmi face o deosebită onoare să împart cu dumneavoastră această responsabilitate deosebită de a reprezenta România. La mulți ani! Dragi compatrioți, o vorbă înțeleaptă spune că un om poate avea mai multe țări, dar același om nu poate avea decât o singură patrie. Noi care trăim atât de departe de patrie, simțim acest lucru mai acut decât oricine. Aș vrea să vă spun că ideea de a face, de a sărbători Ziua Națională a României a luat naștere acum o lună de zile și, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc din suflet pentru această prezență extraordinară. Aș vrea să vă spun că, dincolo de interesele fiecăruia, a fost o idee de a da o vizibilitate deosebită comunității românești. Suntem foarte bucuroși să vă vedem la noi acasă, de fapt la casa noastră, unde este Casa României în seara asta. Bine ați venit! Aș vrea să mulțumesc doamnei ambasadoare pentru prezența dumneaei la noi, domnului consul general, domnilor deputați federali și provinciali, domnilor consilieri municipali. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au lucrat cu noi, benevol, echipele multisport, echipele de prieteni, ajutoare și toți care vă știți, vă mulțumim mult pentru această realizare. Lista ar fi foarte lungă să încep să spun nume și așa că mă opresc aici. Aș vrea să vă spun că ne simțim foarte bine să vedem că românii au vrut și vor să fie împreună. Că noi românii suntem uniți și vrem să fim un singur grup. Noi suntem toți români și nu avem nimic de împărțit. Fiecare ne vedem de familiile noastre, de viața noastră, sănătatea noastră, necazurile și bucuriile.
aș vrea în această seară să facem o mulțumire deosebită a unor două ființe care fiecare le avem sau le-am avut. Și v-aș ruga să vă ridicați toți în picioare, să mulțumim mamelor și taților noștri. Noi toți avem o mamă și un tată. Hai năicuță și noi doi să jucăm ca pe la noi, să jucăm sârba pe loc, să nu ne lăsăm deloc. Iauzi una, iauzi două, iauzi 49 și la stânga și la dreapta, uite așa se joacă fata sârba ca în Oltenia, se ducă pe mina hop. Una, șa de două, șa de trei să-i dați bătăi hop. Una, șa de două, șa de trei să-i dați bătăi. Hai, hai, auă, 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 auă. Pentru o camură neagră, ocoli pădura întreagă. Pentru o camurele mai, ocoli pădurele. Ei, zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la casa mândrii mele Gheorghiță trecea. Ei, zărzărea, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, pe la casa mândrii mele Gheorghiță trecea. Nu mai mureșu, știi, spune, cât ai pătimit pe lume. Măi, Ardeal, 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 Ardeal. Auzi cineva strigând, măi!
Poți să-mi tot cea mai scump pe lume. Poți să-mi zilele, nopțile sau anii de vrei. Poți să mă lași singur într-un loc anume, de unde să nu pot vreodată să mă întorc la mei. Dar să nu-mi e niciodată dragostea. Dar să nu-mi e niciodată dragostea. Și tot pradă neîncetat, Andrei Popa, hoți bărbat, Andrei Popa, hoți bărbat. E haiduc și revestit, Andrei Popa cel voinic. Încă o dată! E haiduc și revestit, hey! 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 Ce e amorul, e un scurt prilej pentru durere. Căci mii de lacrimi nu-i ajung și tot mai multe cere. Când semnul treacă de la ea, iar sufletul ți-l leagă, să nu mai poți uita viața ta întreagă. Urmărește să rămâni un pas făcut alene. Dulce strângere de mâini, un temur ale gene. Ne urmăresc luminători ca soarele și luna. Peste zi de atâta ori și noaptea întotdeauna. Dar unde de te așteaptă-n prag, în umbre de unghiere, ne se întâlnește drag cu drag, cu inima ta cere.